Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și în primul rând aș dori să urez bun venit tuturor doamnelor care v-ați înscris pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. În această dimineață, pentru doamnele începătoare care au lucrat deja omul de zăpadă, la cerința dumnealor, voi lucra eșarfa cu care am decorat lucrarea. Pentru aceasta, după cum vedeți, am schimbat deja poziția camerei de filmat, în modul în care dumneavoastră să puteți vedea mai bine modul în care eu lucrez. Voi folosi firul Bravo de la Schackenmayr, care, așa cum vi l-am prezentat și alte dăți, este un fir poliacrilic, care poate fi lucrat cu croșetul cuprins între numărul 3 și 4. Eu voi lucra cu croșetul numărul 3. Vom avea nevoie de foarfece și de un mic, această mică clămiță cu care vom puncta locul important al lucrării noastre. În primul și în primul rând voi începe lucrând primul ochi de lanț cu care vom face această eșarfă. După care voi face un număr de 60 de ochiuri de lanț. Eșarfa mea este realizată pe 60 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și vom continua singure până la 60. Am lucrat cele 60 de ochiuri de lanț, după cum vedeți, în acest moment, pentru a nu vă încurca, pentru a nu avea probleme, aici, în penultimul, voi pune această clămiță. Iar acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, cu care mă voi întoarce și am spus aici, am pus clămița în penultimul ochi de lanț din cele 60. Deci, în următorul ochi, voi face un picioruș scurt. Acum voi scoate clămiță, pentru că nu vom mai avea nevoie de ea, totul va decurge foarte ușor. Voi face 3 ochiuri de lanț. După care voi sări 1, 2 și voi intra în cel de-al treilea ochi de lanț. Voi face un picioruș scurt, așa cum ați văzut. 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Din nou vom număra 1, 2 și vom intra în cel de-al treilea ochi de lanț și vom face un picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, vom intra în cel de-al treilea ochi de lanț, 1, 2, 3, vom face picioruș scurt. Astfel vom lucra până la capătul rândului. Deci 3 ochiuri de lanț, vom sări 2 ochiuri de lanț din rândul principal, vom intra în al treilea și vom face un picioruș scurt. Vom lucra până la capăt, noi ne întâlnim la capăt. Am ajuns aproape la capătul rândului, așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum, în felul acesta. Aici voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra în cel de-al treilea ochi de lanț și voi face un picioruș scurt, așa cum ați văzut și la început. După care, aici, în
ochiul de lanț de la început, deci în primul, voi face un picioruș scurt, trei ochiuri de lanț și în același ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș scurt. După care voi continua. 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și mă voi întoarce pe partea cealaltă a rândului. Deci acum voi intra în corespondența piciorușului scurt pe care l-am făcut pe partea cealaltă. Vedeți? Voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra în corespondența piciorușului scurt și voi face un alt picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, voi intra în corespondența piciorușului scurt, voi face un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Deci aveți ca punct de punct după care să vă ghidați piciorușul scurt de pe partea cealaltă a lucrării. Și va fi mult mai ușor. Aici nu mai trebuie să numărați. Doar ochiurile de lanț le veți număra. Pentru că aici va fi foarte ușor să găsim locul unde facem piciorușul scurt. Cred că este foarte simplu, foarte ușor. Am vrut să fac acest model pentru a ieși un pic din tiparele modelului obișnuit cu rânduri înainte și înapoi, rânduri de piciorușe scurte. Și de aceea am ales acest model, fac ceva deosebit. Și am văzut că a plăcut. Au fost doamne foarte încântate care au lucrat după tutorial, au fost încântate de rezultatul pe care l-au obținut. Eu țin foarte mult să vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase pe care mi le adresați și în același timp țin să mulțumesc editorului meu, Cristi Gomoiescu, care este un băiat excelent, care mă ajută în crearea miniaturilor. El este cel care mi le creează. Eu sunt foarte mulțumită de el. În cazul în care cineva are nevoie de un editor, mă poate contacta în privat și pot să-i dau detaliile despre acest băiat. Un băiat minunat, care studiază, este la universitate, la Politehnică, în București, deci este tot din țară și el, doar eu sunt afară. În rest, toată lumea este acasă. Și vorbind așa cu dumneavoastră, după cum vedeți, aproape suntem la capătul acestui prim rând. Așa cum vă spuneam uneori, în fiecare tutorial pe care îl lucrez, momentul în care pregătesc, momentul în care lucrez, desfășor o mulțime de gânduri, le las gândurile să zboare în direcția în care vor ele. Direcția în care zboară întotdeauna este casa. Mi este foarte dor de casă, mi este foarte dor de copiii mei, dar acestea sunt
circumstanțele și trebuie să rămân aici încă pentru o perioadă. Sperăm că voi ajunge să mă întorc acasă la mine, între dumneavoastră, alături de copiii mei. Acum am ajuns la capătul rândului, voi închide ultimele trei ochiuri de lanț pe care le-am făcut, le-am închis în corespondența piciorușului scurt, iar aici, în capăt, voi lucra un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un al doilea picioruș scurt, după care voi intra în primul arc format din cele trei ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, unu, doi, trei jumătăți de picioruș dublu, un nou picioruș scurt, după care mă voi deplasa în cel de-al doilea arc format din cele trei ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt. Iau firul pe croșet în felul acesta. Am lucrat prima jumătate de picioruș dublu, cred că m-am exprimat greșit, prima, cea de-a doua jumătate de picioruș dublu, cea de-a treia jumătate de picioruș dublu, urmat de un picioruș scurt, după care mă voi deplasa în următorul arc și voi lucra în același mod. Un picioruș scurt, trei jumătăți de picioruș dublu, 1, 2, cel de-al treilea, un picioruș scurt, mă voi deplasa în următorul arc și voi face același lucru. Deci, după cum vedeți, nu este nimic greu, nu este nimic deosebit, doar lăsăm frâul liber imaginației și astfel creăm anumite lucrări, le dăm personalitate, să spunem așa. Deci am intrat în următorul arc, am lucrat deja piciorușul scurt, acum lucrez cel de-al treilea, cea de-a treia jumătate de picioruș dublu, piciorușul scurt și în felul acesta lucrăm până la capătul rândului. Vedeți că începe să se formeze. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns aproape la capătul rândului. Acesta este ceea ce am obținut până acum. Voi intra aici în ultimul arc format din cele trei ochiuri de lanț. Am făcut piciorușul scurt. Acum voi face cele trei jumătăți de picioruș dublu. Scurt. Voi intra aici unde am făcut în ultimul ochi de lanț, avem acel arc format din trei ochiuri de lanț, voi face un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un nou picioruș scurt, după care voi intra în următorul spațiu și vom lucra ca și până acum. Un picioruș scurt, trei jumătăți de picioruș dublu, 1, 2, cel de-al treilea, un picioruș scurt,
și ne deplasăm în următorul arc. Lucrăm din nou. Piciorul scurt, 3 jumătăți de piciorul dublu, de-al treilea, un picioruș scurt și ne deplasăm în următorul arc. Un picioruș scurt, sper să se vadă în felul acesta, să puteți distinge mai bine ceea ce lucrez. Cel de-al doilea, acum voi face cea de-a treia jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt și ne deplasăm în următorul arc, picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, cea de-a doua jumătate de picioruș dublu, cea de-a treia jumătate de picioruș dublu, un picioruș scurt. Practic, repetăm ceea ce am lucrat pe partea cealaltă. Și după cum vedeți, fularul se conturează. Noi lucrăm singure și ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns în ultimul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Acum vom închide lucrarea noastră, dar mai întâi voi lucra un picioruș scurt, 3 jumătăți de picioruș dublu, de acum știți cum se lucrează jumătățile de picioruș dublu, eu v-am explicat de multe ori în lucrările mele, așa, voi intra aici în mijloc, unde am făcut cele două ochiuri de lanț. Deci, în ultimul ochi de lanț, dacă vă amintiți, am lucrat un picioruș scurt, două ochiuri de lanț și un picioruș scurt în interiorul aceluia și voi intra aici. Voi face un picioruș scurt. Voi tăia firul și vom închide lucrarea. Deci, după cum vedeți, nu este nimic greu. Este foarte ușor. Bineînțeles că pentru doamnele începătoare pare dificil. Așa cum v-am arătat altă dată, pentru a nu se vedea urât aici, noi vom lăsa un ochi de aici, vom intra în cel de-al doilea, vom trage firul în afară, după care ne vom întoarce din nou în primul ochi de lanț, vom trage firul de desubt și vedeți, nu se cunoaște unde am închis. Acum voi ascunde de desubt acest capăt de fir. Dacă nu reușiți cu croșetul, vă sfătuiesc să ascundeți coacul. Eu m-am obișnuit cu croșetul și îl ascund în felul acesta. La fel vom face și aici, cu acest capăt, îl vom ascunde să nu se vadă și uitați-vă că eșarfa omului de zăpadă este gata. Eu sper să vă fie de folos, sper să lucrați cu plăcere. Apoi vom scurta aceste capete de fir, nu uitați că ele sunt deja asigurate. Așa. Iar cine dorește să ornamenteze cu frunzulițele, la
tutorialul pe care l-am făcut cu lumânarea croșetată, veți găsi exact frunzulițele pe care le-am atașat eu. La eșarfa omului de zăpadă. Dacă nu, puteți pune ceea ce doriți dumneavoastră. Acesta este. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana Andrieș. Ne vom întâlni cu alte tutoriale pentru dumneavoastră, doamnele începătoare. Vă mulțumesc din nou pentru atenție, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și dacă vă place ceea ce am lucrat, vă rog să lăsați un like pe canal și două cuvinte, un comentariu. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o zi minunată, spor la lucru, multă sănătate și ne vom reîntâlni. La revedere!